Salut, sunt Ciani Stoica și azi o să ghicesc fotbalistul. Vă salut, fraților, și bine ați revenit la un nou episod. Alături de mine astăzi îl avem pe Ciani Stoica, pe care îl salut. Te pup, Ianis, ce faci? Bine. Pregătit pentru episodul de astăzi? Da, mă gândesc să vedem care e. Care este fotbalistul exact? Bănuiesc că majoritatea dintre voi ați văzut clipul lui Alexander Arnold de la Liverpool, care a trebuit să ghicească dintre 5 fotbaliști care este adevăratul. Alături de mine astăzi avem 5 fotbaliști care urmează să se prezinte. Pentru ei am pregătit 4 sau 5 probe, iar la fiecare probă, Ianis va trebui să elimine unul dintre ei care nu e fotbalistul. El nu știe, e greu să-ți dai seama, mă rog, puțin Carlos, că nu știu. E greu să-ți dai seama, dar până la urmă, haide să se prezinte, să vedem cine sunt. Și dacă vreți și voi să vă cumpărați un tricou 100% original, pe mysteryshirt.ro aveți cele mai bune prețuri, iar calitatea este garantată. Selectați frumos aici mărimea, mâneca, scurtă sau lungă, și după ce adăugați produsul în coș, beneficiați de 10% reducere dacă folosiți codul Tudor Buțan. Indiferent de cantitate, câte tricouri cumpărați, vedeți aici 124 de lei reducere. Și mai mult de atât, după ce finalizați comanda, vă puteți selecta echipa sau echipele pe care vreți să le evitați. Calitatea, așa cum am zis, este garantată. Așadar, vă las chiar acum linkul în descriere și noi spunem Start Challenge! Salut, sunt Alex, am 18 ani și joc la FC Brașov. Salut, sunt Carlos, am 14 ani și joc la Viitor Valentin de Alex. Salut, sunt Gabi, am 13 ani și joc la FC Petrolul. Salut, sunt Cristian, am 16 ani și joc la Flacăra. Salut, sunt Adi, am 16 ani și joc la Căpina HMU. Bun, aceasta a fost prezentarea scurtă a lor. Ianis, așa la primă vedere, nu trebuie să-mi spui care din ei. Ai ști să zici care ar fi fotbalistul? Ai o bănuială? Nu. Am o mică, dar foarte. Ok, 10, mă bucur, așa. Mă bucur. Haideți să-i supunem la prima probă, după ce s-au prezentat, duble. Fiecare va ține duble și în funcție de asta, Ianis va trebui să elimine primul jucător. Hai să vedem care va ține primul, Carlos. Trebuie să ții duble, nu există un număr. Trebuie să-i demonstrezi lui Ianis că tu ești fotbalist. Let's go! Da? Hai să vedem următorul. Ianis, tu nu spui nimic acum, da? Doar te uiți la ei? Hai, următor, ce faceți? Primați mingea? Fotbaliștii, primați mingea de la unul la altul? Să zicem că l-a trecut testul, așa zice Ianis. Hai să vedem următorul. Când ești gata, poți să dai drumul. Legeritate la el. Ce zici? Cred că ajunge în finală. Zici că în finală? Da, era... Ține lejer, nu? Lejer, s-a văzut. Lejer, da. Bun. Ha, gata? Bun. Nu trebuie să spui nimic. Deci nu trebuie să spui nimic. Așteptăm. Ha, și ultimul. Wow! Mamă! Ianis, misiune grea, tată. Da. Misiune grea. În orice caz, îi avem pe toți băieții acolo. O să vă rog să vă așezați din nou cum erați. Mai sunt multe probe. Iar după prima probă, Ianis, tu trebuie să elimini pe cineva acum. Hai să vedem, mergem la băieți. Ianis, uită-te la ei frumos, analizează-i și care este primul eliminat de astăzi. El este primul, la vin încoace. Mulțumim frumos. Și la final se va prezenta și ne va spune adevărul. Momentan nu știm, poate el este fotbalistul și tu l-ai eliminat. Da. N-avem de unde să știm. Geaca cu petrolul, eu nu zic nimic. Cam atât cu prima probă, haideți să vedem a doua probă. Trecem la a doua probă, mai avem aici 4 băieți rămași, iar a doua probă, Ianis, sunt prelorile. Le voi arunca eu mingea, tu analizezi care prea mai bine, la final eliminăm un jucător. Bun, primul, hai să dăm așa să se vadă, tu nu mai încoaca, să vadă pe cameră, tu nu mai spune. Eu îți voi arunca mingea o dată de două ori, tu îmi zici și trebuie să o oprești, da? Hai să vedem. Nope. Ok, din nou. Ok, mai vrei o șansă, zici tu câte șanse sunt, da? Poate a greșit, poate e fotbalist, dar a greșit acum. Hai. Ok. Din nou, mai vrei una? Hai, ultima.
corelare pe piept. Hai să vedem următorul. Gata? Îmi zici tu 3. Hai să vedem, da? Trebuie să oprești mingea. Pe piept cum vrei tu. Una. Haide să-ți mai dau. 3 de fiecare. Du-te mai sus la tine. Ianis? Ianis? Zici că ajunge până în finală? Hai să vedem. Îi mai dăm o șansă. Poate a avut noroc. Da? Mie mi-a plăcut. Acum Ianis decide. Ți-a plăcut și ție? Da, da, da. Frumos, frumos. Hai să vedem următorul. Gata? Prima. Una la pe pie bună. A doua. Și ultima. Wow! Vezi? Vezi cât de frumos? Nu mă așteptam, sincer. Nu comentez, nu zic nimic. Ianis se gândește. Ți-a plăcut? Da, da, da. Ți-a plăcut, nu? Bun. Hai să vedem. Mai avem aici un băiat care a făcut spectacol la prima probă, dar nu avem voie să zicem nimic. Poate joacă la Cimina și nu știm. Gata? Prima. Frumos. Următoarea. Tot pe piept și una cu piciorul. Să vadă și Ianis cât de bine vrei cu piciorul. Ok. A avut dreptul la 3 încercări și hai să vedem, toată lumea a făcut prelorile? Ok, hai să vedem ce zice Ianis după prelor. Bun, Ianis, a venit momentul din nou să elimini pe unul dintre ei și o să vreau să te duci direct la el, să dai salut cu el, pe cel care vrei să-l elimini. Direct, Carlos, ți-a plăcut experiența până acum? Da. La final vom afla de fapt cine ești, nu că n-ar ști toată lumea cine ești. Te rog frumos să te duci tu acolo la băieți. Au mai rămas 3. Voi sunteți ultimii 3, iar unul dintre ei poate fi fotbalistul sau poate elimina deja fotbalistul, nu știm. Haideți să aflăm de la Ianis, de la următoarea probă, pe cine elimină. Următoarea probă, fraților, shooting-ul. Băieți, fiți atenți. Va trebui să faceți un dribling scurt. Avem aici un fundaș pregătit frumos, portarul în poartă și aveți dreptul fiecare la 2 șuturi. Dribling respectiv shoot, da? Ianis, tu ești atent la ei. Hai să vedem. Care vrea să fie primul? Te bași tu, da? Bun. Ia mingea. 3, 2, start! Șutul frumos! Mamă, dribling-ul, șutul frumos, mi-a plăcut. 3, 2, 1, 5. Rămâneți puțin în spate. Zi-mi sincer că înainte să elimini pe cineva, care ți-a plăcut cel mai mult? Primul ți-a plăcut cel mai mult, dar a venit momentul să eliminăm pe cineva. Hai să vedem, Ianis, a venit momentul din nou să elimini pe cineva. Au mai rămas 3, vor mai rămâne doar 2. Tu alegi la fel, dai mâna cu el. Ok, el este următorul eliminat. Îți mulțumim frumos, dar nu pleca, pentru că, repet, el poate fi fotbalistul. Au rămas ultimii 2 candidați. Poate unul dintre ei este fotbalist profesionist, poate a fost eliminat, asta nu știm. Urmează să aflăm de la Ianis dacă a ghicit sau nu și haideți să vedem ultima rundă de astăzi. Bun, fraților, Ianis urmează să voteze fotbalistul din acest episod. Îi avem pe băieții aici care se încălzesc și fii atent, Ianis. Îi punem să paseze de la unul la altul fără să cadă mingea, zi-te o probă pentru ei. Da, așa. E bună asta, nu? Da. Bun, băieți, trebuie să pasați de la unul la altul. Dar ca Ianis să-și dea seama cât de bine pasați și controlați mingea totodată, trebuie să nu cadă mingea jos. Hai să vedem. Când sunteți gata, aveți mai multe încercări, nu trebuie din prima neapărat. Niște preluări, pase, de la unul la altul fără să cadă mingea. Puteți să încercați din prima, ca să-i dea el seama. Așa. Bun. 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 Perfect. Perfect. Haideți, încă o dată. Ianis se analizează bine de tot. Dar amândoi, din punctul meu de vedere, se descurcă foarte bine. Ce zici, Ianis? Se descurcă bine amândoi, se descurcă foarte bine.
zici tu că poate să se oprească, poate să se oprească, da? Băieți, Yannis și-a dat seama ușor, ușor. Și fii atent, acum a venit momentul decisiv. Înainte să zici tu care este fotbalistul, sincer, eu am așa o bănuială, dar îți ții la urechi. Hai aici să n-audă ei. Zic că băiatul în albastru. Ok, și acum o să te rog să te duci să dai mâna direct cu cine crezi tu că este fotbalistul acestui episod. Hai să vedem. Ok, bravo. Vin aici, veniți cu toții. Încă nu știm cine e fotbalistul, dar vom afla în câteva secunde. Bun, fraților, și-a venit momentul să aflăm care este adevăratul fotbalist din acest episod. Și în următoarele 3 secunde o să-l rog pe cel care este într-adevăr fotbalist să facă un pas în față. 3, 2, 1 și... Bine! Bravo, felicitări! Felicitări, Yannis! Care are ochi format. Te-ai gândit vreodată să faci antrenor? Poate pe viitor, de ce nu? E tânăr, fraților, 19 ani, nu? Da. 19 ani. 20 ai făcut? Păi nu ți-ai zis la mulți ani de ziua ta? Ce tântălău sunt! Bun, fraților, felicitări! Și haideți să aflăm unde joci? La FC Petrolul. Mă rog, ideea e în felul următor, că noi am încercat să-i dăm geaca lui prima dată, ca să nu-și dea seama Yannis. Avem aici un fotbalist și tu faci fotbal, așa e? Da. Și credeți-mă, Yannis mi-a zis, ți-a fost greu să alegi acum între ultimii doi. I-a fost greu, dar a zis dacă era puțin mai suplu, mă rog, vreau să fie mai mult, uitați aici. Dacă era puțin mai suplu, așa a zis, dar fi ales pe tine, să știi. Tehnic, mi-a plăcut foarte mult. Tu ai jucat fotbal sau joci? Am jucat. La FC Petrolul, dar acum nu mai joci, domnesc. Și la tine s-a văzut, ai tehnică foarte bună, iar tu? Eu fac lupte și vorbim, vino mai aproape, vorbim despre un campion european, zic, bine? Avem alături de un campion european, vreau să te felicit și eu. Bravo, tot înainte cu ceea ce faci. Iar ultimul, câți dintre voi nu știți? Salut, cum te cheamă? Hai! Frate, l-avem pe Carlos. Tu știai Yannis, sincer? Nu. Nu știe, pă, nu. Vă zic eu, Yannis nu știa pe Carlos, dar de asta l-am și băgat. Băieți, vă mulțumesc mult de tot pentru că ați participat. Mulțumesc frumos, Yannis, și felicitări că ai ghicit. Data viitoare aduc numai fotbaliști de la echipe din Superliga, să vedem atunci care ghicește, care are ratingul cel mai mare din FIFA, poate. Voi nu uitați acolo de like și de subscribe. Follow la Yannis, găsiți Instagram în descriere și la băieți. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!